Bravi soldați ai legiunilor, nobili și fără de egal în virtuți, am ajuns la penultimul documentar din această primă serie despre Imperiul Otoman și ca să încheiem bine seria, avem două victorii ale creștinătății, cea de astăzi la Lepanto și data viitoare în Malta. Chiar dacă otomanii au dezlănțuit iadul în Cipru, venețienii coceau o răzbunare de zile mari și dacă pentru moment otomanii aveau supremația navală, venețienii doreau să revină la situația lor deodată, ca hegemonii ai mărilor. Sunt imperator și pentru cei care nu mă cunosc vă spun, cu multă căldură bine ați venit pe canal și nu uitați de distribuire ca să creștem comunitatea aceasta minunată și mai mult. Deși bătălia este cunoscută drept bătălia de la Lepanto, fac o precizare. Lepanto este numele italian al portului Naupactos din minunata Eladă. De asemenea, pe hărți voi reprezenta forțele creștine doar în culorile Veneției, mă rog asta pe harta de campanie, că pe harta tactică o să încerc să reprezint cât mai fidel diversele regate, principate, naționalități. Dar să știți că în realitate nu erau doar venețieni. Forța creștină era a Ligii Sfinte, cristalizată de ani buni de discuție și cuprindea spanioli, italieni din teritoriile deținute de Spania. În Italia, genovezi, savoieni, toscani, cavaleri ospitalieri și partea centrală, venețieni. Steagul Ligii Sfinte, binecuvântat de papă, ajunge în Napoli pe 14 august 1571 și îi este prezentat lui Ioan al Austriei, fiul ilegitim al lui Carol al V-lea, care avea să fie unul dintre comandanții flotei, de fapt chiar comandantul principal. Spania nu prea dorea să aloce soldați bătăliei, căci prefera să-și păstreze navele pentru a se bate cu pirații algerieni, însă tot a oferit ajutor, căci și otomanii erau un pericol pentru afacerile lor. Astfel, la Messina, în Sicilia, este locul de întâlnire, iar Ioan al Austriei este pur și simplu uimit de flota venețiană. Când începe omul nostru să numere, încheie la 206 de galere și 6 galease. Galera, după cum știm, este o ambarcațiune cu vâsle, la acea vreme înarmată și cu un tun mic în față, dar rolul principal al galerei este să ofere o platformă pentru ca infanteriștii să se bată ca pe uscat, iar galeasa era tot o galeră, dar de dimensiuni mai mari și cu artilerie îmbunătățită. Dintre aceste vase, 109 de galere erau ale venețienilor și toate cele 6 galease. Toate vasele erau propulsate de 40.000 de vâslași și marinari, în timp ce la bord erau 30.000 de combatanți. Printre aceștia se număra însuși autorul celebrului roman Don Quixote, Miguel de Cervantes. În portul Lepanto, în colțul din dreapta al ringului, era flota otomană, comandată de Ali Pasha, ajutat de corsarul Mehmed Sirocco al Alexandriei, comandând 222 de galere, 56 de galiote și câteva nave de dimensiuni și mai mici. Ca marinari și combatanți, numerele erau similare cu cele ale Ligii Sfinte, numai că la capitolul de tunuri, Liga bătea. 1800 de tunuri versus 750 și cu muniție insuficientă pe deasupra. Flota Ligii se pune pe vâslit și ajunge în Kefalonia pe 6 octombrie, unde și rămâne pentru odihnă o zi. Blocând intrarea în golful Corintului, cruciații îi forțau pe otomani să dea o bătălie. Nu știu cât de corect este să spun cruciați pentru a descrie amestecul de soldați din ligă, însă cert este că dacă aș spune doar venețieni, aș face o mare nedreptate. A doua zi, pe 7 octombrie, flota cruciată avansează spre golful Patras, unde dau de flota otomană. Adevărul este că în momentul acela nicio parte nu avea pregătirea de a da o confruntare, însă otomanii trebuiau să atace, fiindcă așa erau ordinele sultanului Selim al II-lea, zis Bețivul, iar cruciații, văzând că otomanii se apropiau, se pun în formație de luptă în patru divizii.
Divizia Nordică era venețiană, cu 53 de galere comandată de Agostino Barbarigo. Centrul avea 62 de galere sub Ioan al Austriei, iar sudul avea 53 de galere sub comanda genovezului Gian Andrea Doria. Galeasele erau chiar în față, conducând atacul, căci aveau cea mai mare putere de foc. Celelalte galere au fost poziționate în rezervă. În schimb, otomanii s-au poziționat în oglindă, cu 57 de galere și 2 galiote pe dreapta, 61 de galere și 32 de galiote în centru și 63 de galere și 30 de galiote pe flancul stâng. Celelalte nave erau rezerve. O altă diferență era că vâslașii ligii erau în marea lor majoritate profesioniști, în timp ce vâslașii otomanilor erau sclavi. Ali Pașa le spune: dacă învingem, vă eliberez. Dacă ziua este a voastră, atunci Allah v-a dat-o. Ioan al Austriei are parte de un discurs aproape laconic: nu există rai pentru cei lași. Vântul era inițial împotriva cruciaților și aceștia se temeau că nu aveau să se formeze în pozițiile bune înainte de a face contactul cu otomanii, însă vântul se schimbă pe undeva pe la ora 12. Galeasele o iau în față și încep să tragă, provocând panică în rândurile otomane, care abia puteau trage o salvă. Primul contact este făcut de aripa lui Barbarigo cu flancul drept otoman. Barbarigo naviga foarte aproape de țărm ca să evite o flancare, dar corsarul Sirocco știa mai bine acele ape și tot reușește să strecoare nave între cele venețiene și începe o bătălie aproape terestră, navele formând o gigantică platformă. În tot haosul, atât Barbarigo cât și Sirocco sunt uciși și atât de disperați erau otomanii încât își eliberează sclavii creștini de la vâsle. Mare greșeală, căci pun mâna pe arme și lovesc otomanii cu sete, transformând flancul nordic într-un dezastru inițial în izbândă pentru ligă. Între timp, centrele se ciocnesc atât de tare încât nava lui Ali Pașa se izbește de nava real a lui Ioan de Austria, intrând până la al patrulea nivel de vâsle, și începe și aici bătălia om la om. Trupele tersio-spaniole versus ienicerimea. Ienicerii erau soldați mult mai destoinici și încep să inunde platforma navei real și atât de mult îi împing pe spanioli încât vasul părea pierdut. Însă o altă navă cruciată vine în ajutor, iar Ali Pașa și ienicerii săi sunt uciși. Ca să dea o lovitură de moral, Ioan al Austriei ordonă ca steagul Ligii Sfinte să fie arborat pe catargul navei lui Ali Pașa, iar văzând asta, otomanii o iau la sănătoasa. Flancul sudic, în schimb, are o altă poveste. Amiralul Doria a continuat inițial să navigheze spre sud. El spunea ca să evite o flancare, dar capitanii săi au luat-o drept semn de trădare, căci prin manevra asta nu a mai putut să intervină atunci când flancul otoman s-a izbit în centru și numai intervenția diviziei de rezervă a putut scăpa situația. Otomanii erau în derută, iar sclavii creștini din burțile galerelor luau echipajele la bătaie, iar ienicerii rămași să se bată până la ultimul, în lipsă de arme, aruncau și cu portocale în adversari, însă era degeaba. La finalul zilei, Liga capturase 117 galere și 20 de galiote, scufundând 50. 10.000 de otomani au fost luați prizonieri și mii de sclavi creștini au fost eliberați, însă prețul plătit a fost foarte mare, la 7.500 de morți. Cât despre Miguel de Cervantes, a fost fix în divizia centrală, în centrul acțiunii, unde a încasat 3 gloanțe, dintre care unul în braț. La acea vreme, gloanțele produceau răni oribil de urâte, iar de Cervantes și-a pierdut brațul stâng în plină acțiune. De asta autorului lui Don Quixote îi se mai spune Ciungul de la Lepanto. Deși existau planuri să mai fie un atac în anul următor, Liga Sfântă a făcut ceea ce știa ea cel mai bine: să se certe în interior,
iar alte atacuri în afară de răfuieli nu s-au materializat. Ba chiar Veneția este nevoită să încheie un acord de pace, să renunțe la Cipru și să plătească daune de război în valoare de 30.000 de ducați, finalizând oficial al patrulea război venețiano-otoman. Ioan al Austriei, sau mai degrabă spus Don Juan, căci lupta sub steag spaniol, capturează Tunisul, însă cetatea este recucerită de otomani peste doar un an. Cu asemenea victorii și înfrângeri, putem spune că bătălia de la Lepanto, oricât de spectaculoasă ar fi ea, a însemnat doar o altă victorie pusă pe lista de consolări a apusului. Adică reconchista încheiată a fost consolare pentru căderea Constantinopolului. Asediul Maltei, despre care vom vorbi data viitoare, pentru pierderea Rodosului și acum Lepanto pentru pierderea Ciprului. Măcar frontierele dintre otomani și venețieni se păstrau ca înainte de 1570, cât despre sultanul Selim moare la 50 de ani după ce alunecă în baie, lăsând amintirea unui om care mai mult a băut decât a condus. Lăsându-l pe Murad al III-lea ca următorul padișah al dinastiei lui Osman, dar despre el vom vorbi în următoarea serie despre Imperiul Otoman. Când va fi, chiar nu știu, căci trebuie să diversific puțin alimentația între sezoane. Mai am oricum o săptămână timp de gândire, căci oscilez oribil între a face o mini-serie despre Asănești sau o serie despre samuraii Japoniei medievale. Onest să fiu, sunt tentat către Asănești, căci fac și ei parte din povestea românilor, chiar dacă amintiți doar ca notă de subsol și realizez că în afară de episoadele din mega-seria Roma Invicta am neglijat grav povestea românilor. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multe lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!